acest subiect, i-am dat eu așa o denumire care se potrivească cât de cât cu perioada pe care o trăim, cu cuvintele care ne obsedează la ora asta, vânzări și respectiv COVID. Și am numit-o vânzătorul în vreme de COVID și după, pentru că partea asta cu criza medicală o să treacă, sper eu, în curând, 4-6 săptămâni. Și mult mai important este ce vom face după perioada asta. Acum, dintre cei care ați mai lucrat cu mine, știți că sunt fanul soluțiilor simple. De fapt, sunt fanul lui Bill Campbell, unul dintre cei mai buni coach din lume, un individ care a consiliat o mare parte dintre președinții de companii din Silicon Valley, un tip cu o filozofie personală foarte mișto. Și unul din lucrurile pe care le spunea foarte des este că tacticile simple sunt cele mai eficiente. Atunci când știi ceva foarte simplu, pe care îl faci foarte bine, progresul este mult mai mare decât atunci când te chinui să înveți tot felul de lucruri complicate. Și ca urmare, pentru astăzi, am ales să expun cât mai simplu ce avem de făcut în condițiile actuale pentru a ne porni sau reporni, dacă vreți, cheful de a bine. Și v-am expus aici un proces simplu. 1. Înțelege-te. 2. Înțelege-i. 3. Adaptează-te. 4. Antrenează-te. 5. Acționează. O să repet. Înțelege-te, înțelege-i, adaptează-te, antrenează-te și acționează. Și o să le iau pe rând. Ok? 1. Înțelege-te. Este foarte important când ești într-o situație de criză să înțelegi care este reacția ta la situația respectivă neplăcută. Și am să vă explic de ce. În ciuda evoluției tehnologiei din jurul nostru și a științei și a informației, corpul uman nu evoluează cu aceeași viteză. Ca urmare, modul cum reacționăm la situațiile neplăcute din business sau din viața de zi cu zi, din comunicare, sunt aceleași cu felul cum reacționam acum 80.000 de ani dacă ne ataca ursul. Okay? Creierul are un cablaj special făcut pentru a ne învăța ce trebuie să facem dacă ne atacă un animal de pradă. Okay? Dar nu are încă, și probabil va avea încă vreo 20.000, 30.000 de ani, un cablaj care să ne învețe cum să reacționăm în situații sociale sau în situații de business. Ca urmare, sunt două întrebări pe care trebuie să ți le pui tot timpul. Care e reacția mea la situația neplăcută în care sunt? Și ce efecte va avea reacția mea asupra afacerii mele sau asupra acțiunilor mele ulterioare? Acum, cele trei situații naturale, cele trei reacții, pardon, naturale la situațiile neplăcute, posibil să le știți. Iarăși este un lucru foarte simplu, dar, repet, lucrurile simple sunt cele care ne aduc progresul cel mai mare. Cele trei tipuri de reacții sunt următoarele. Fly, freeze sau fight. Fugi, paralizează, îngheață sau luptă. Și o să le iau pe fiecare în parte. Fly. Reacția de a fugi în momentul în care ești amenințat, care în relația socială sau în business se traduce prin reacții de genul sunt terminat, totul s-a dus de râpă, nimic nu ne mai salvează. Este tendința de a renunța la tot, de a te da bătut, cum se spune în limbaj obișnuit. Okay? În momentul în care asta este reacția ta la situația de criză în care ne aflăm, creierul tău este tentat să elimine orice idee, orice lucru bun, orice mică șansă de a-ți reveni, să-i dea delete ca să poată să-și îndeplinească planul de fugă. E însoțit totodată de un fenomen pe care l-am mai descris eu la conferințele CPI și anume autoprofeția. Deci creierul, odată ce a decis că singura soluție
posibilă pentru el, pentru tine, este fuga, evitarea, din momentul ăla toată informația care vine din jur, o va procesa doar pe cea care îi arată pe unde să fugă, niciodată pe cea care îi arată cum poate să salveze situația sau cum poate să lupte. Acum, poate fi fost bine să vă spun de ce am ales subiectul ăsta. Am primit de la Alex, acum o săptămână, răspunsurile, fără nume, fără companii, fără nimic, de la un chestionar online pe care l-ați completat. Am avut răbdarea să citesc câteva sute de replici de la voi, câteva sute de comentarii sau de note. Și uitându-mă pe ele, mi-am dat seama că aproximativ 70% din cei care au comentat acolo erau în această situație de fly, în care nimic nu mai era bun, totul era dus de râpă, nu se mai vinde nimic, nu se mai face nimic, nu se mai poate nimic, nu o să-și mai revină nimic, nu ne mai sună nimeni, nu ne mai primește nimeni în casă, nu mai vrea nimeni să vândă, nu mai vrea nimeni să cumpere, totul s-a dus de râpă. Atât de tare încât am reținut un comentariu care spunea așa. Exemplu efectiv, deci nu. Spunea în felul următor. Astăzi nu ne-au sunat decât 5 clienți, dintre care 3 erau niște idioți. Nici n-avea sens să vorbesc cu ei. Dumnezeule, într-o stare de criză în care lumea se plânge că nu este sunată, că nimeni nu îi mai sună, pe tine te-au sunat 5. Și toată reacția ta a fost că nici ăștia 5 nu mai erau buni de nimic. Asta se numește o stare de fugă. O setare mentală involuntară în care creierul tău crede că singura soluție este renunțarea, abandonul total. Bun. Al doilea tip de reacție este ceea ce se numește freeze. Paralizezi. Dacă ne uităm un pic pe ceea ce se numește curba Kubler-Ross de reacție la schimbare, este echivalentul etapei de negare a schimbării. Este o stare definită prin nu cred că e chiar așa de rău, sau om trăi și om vedea, sau lasă-mă că trece și asta. Este starea în care probabil că ai senzația că pe 5 mai, să zicem, când ai să te întorci la servici, lucrurile vor fi exact cum au fost în luna ianuarie sau la începutul februarie. Intri tu frumos în birou, deschizi ușa, te așezi la birou, telefoanele încep să curgă, te sună un client și zice, auziți, aveam și o programare făcută pentru 2 martie, dar hai să o facem acum, pe 16 mai. Și tu zici, da, și dintr-o dată lucrurile merg exact cum au mers acum 2 luni sau acum 3 luni. Orice informație primește creierul cuiva care este în stare de freeze, la fel este negat. Nu cred că e atât de rău. De fapt, în fond și la urma urmei, ce s-a întâmplat? Am stat acasă 2 săptămâni, so what? Problema este că nu va fi așa. Și când o să ne întoarcem noi la servici pe 15 mai, pe 1 iunie, Dumnezeu știe când, va fi o liniște mormântală. Pentru că nimeni nu o să zică, gata, nu, a trecut, putem să ieșim pe stradă, am o idee, ia să-i dau eu un telefon agentului imobiliar să văd dacă mai e liber apartamentul ăla. Nu se întâmplă asta. Și cel de-al treilea tip de reacție este fight, care în viața din junglă de acum 80.000 de ani, probabil era cea mai bună formă de reacție. Era reacția de a contraataca animalul de pradă, de a încerca să-l vânezi tu. Din păcate, în viața socială și în business, reacția de fight nu este una bună. De fapt, niciuna dintre cele trei reacții nu este bună pentru ce ne trebuie nouă în business. Reacția de fight este starea de enervare, de agitație continuă în care creierul spune, bă, trebuie să fac ceva, să fac orice, nu contează, bă, trebuie să ne mișcăm, bă, hai să ne apucăm, hai să ne strângem, hai să mai facem o ședință, hai să vedem, băi, hai mă să găsim o soluție. E stare de agitație continuă însoțită de o stare de iritare, în care tendința individului este să dea vina pe oricine se poate. Vina pe angajați că nu au muncit la timp, pe clienți că
sunt zgârciți, pe stat că nu ne dă ajutoare, pe oricine, nu contează pe cine. Și tendința de a lupta în continuu. Problema este că această luptă orbă nu ne duce progres. Bun. Ca urmare, ce vă recomand la punctul 1? Primul pas este conștientizarea stării în care suntem. Cu cât îți dai seama mai repede de starea în care ești, cu atât o să-ți fie mai ușor să o controlezi. Și poate că cel mai simplu truc este să-ți analizezi gândurile pe care le ai acum vis-a-vis de seminarul ăsta și de prezentarea asta. Spre exemplu, dacă gândești, bă, eu am intrat așa de curiozitate, dar degeaba, frate, adică își bate capul de pomană, își răcește gura de pomană, că nu o să mai meargă. Deci, clar, s-a terminat, tot nu ne sună nimeni. Poate să țină Bogdan 20 de webinarii, că uite, eu mă uit la telefon și tot nu mă sună nimeni să cumpere. Deci, e clar, e terminată treaba. În ce stare crezi că ești dacă gândești așa? Poate gândești, bă, am intrat de curiozitate, așa, for fun, că nu mă duc azi la servici. Da? Oricum nu contează, nu-mi bat capul că eu când mă duc săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni, o să meargă cum a mai mers. Așa a fost și în 2009 și uite că prin 2012 ne-am revenit. Sau stare de enervare. Băi, eu aștept de la asta să-mi dea o soluție concretă. Dacă nu, să vezi ce întrebări îi trimit sau ce comentarii am. Care dintre astea 3 lucruri îți vine în cap, îți definește un pic starea în care trăiești. Al doilea lucru pe care îl recomand este calmul asumat. Ce înseamnă calmul asumat? Și anume, intenționat. Liniștește-ți creierul. Liniștește-ți reacțiile. Încearcă să nu simți nevoia neapărat de a face ceva. Scrie ce ai de gând să faci și o să-ți fie mult mai greu. Asta o să te liniștească, pentru că e foarte stupid să te apuci să scrii pe hârtie statul e vinovat că nu ne dă, că nu ne ajută. Okay? Și 3, vă recomand cât de repede posibil pasul următor. Și anume, înțelege-i. Înțelege-i pe clienții tăi. Acum, ce se întâmplă în momentul în care avem una dintre cele 3 reacții. Uite, am un comentariu interesant și anume, eu nu mă încadrez în nicio situație. Însă și această replică, din care dintre cele 3 categorii credeți voi că face parte? Bun, revenim la pasul 2. Înțelegeri. Dragilor, cât timp avem una dintre cele 3 reacții? Fly, freeze, fight. Creierul nostru se concentrează pe noi și pe protecția noastră. E obsedat de propria persoană, pentru că asta a făcut acum 80.000 de ani. Își concentra potențialul să salveze ție corpul într-o formulă sau. Ca să ieși intenționat din starea asta, pasul 2 este excelent. Și anume, în loc să te concentrezi pe tine, pe ce să mai facem noi ca să vindem, ce ar trebui noi să facem, hai să facem noi ceva, puneți întrebarea ce vor face clienții tăi în situația asta neplăcută. Ce o să întâmple cu clienții tăi? Crezi că nu vor mai cumpăra niciunul, niciun imobil? Ce crezi tu că vor face cei care se îmbogățesc acum cu banii de pe măști, ecrane de plastic și habar n-am, soluții de dezinfectat făcute pe genunchi sau în fundul curții? Exact, îi vor investi în ceva și poate îi vor investi în timp. Întreabă-te ce au nevoie clienții la ora actuală, ce își doresc clienții la ora actuală, ce speră clienții la ora actuală și ce îi ține trei noaptea pe clienții tăi, pe fiecare din clienți. Mă scuzați, eu trebuie să mă uit și pe comentariile voastre. Bun. Întreabă-te, nu te întreba ce ai tu de făcut, întreabă-te ce se întâmplă acum în firmele clienților tăi, în casele clienților tăi, cu dorința clienților tăi de a se muta.
Ce face, ce gândește, ce plan are cel care era foarte hotărât să minte pentru că tocmai i s-a născut al doilea copil? Întreabă-te ce are de gând să facă cel care era foarte hotărât să cumpere ceva, pentru că are un surplus de cash și a luat și a scos banii din firmă și a scos profitul și a plătit omul taxele, a rămas un profit pe care trebuie să-l investească, pentru că dacă îl mai ține mult, își pierde din valoare. Întreabă-te ce are de gând să facă cel care avea mare nevoie să-și vândă casa pentru că s-a hotărât să se mute în Suedia. Întreabă-te ce o să facă, habar nu, un investitor care mai are un pic și termină de construit un ansamblu rezidențial. Ce planuri are? Ce gânduri? Ce își dorește? Ok? Bun. Acum, la capitolul ăsta, care e pasul ăsta al doilea, care e dificil, vă atrag atenția că este vorba despre ce vrea el, nu despre ceea ce ți-ai dori tu să vrea el. Și am să dau un scurt exemplu din cadrul unui workshop pe care l-am făcut săptămâna trecută, tot online, și anume cu un client al meu vechi, vânzător de materiale de construcții. Și când am ajuns la capitolul, haide să determinăm ce vor clienții noștri, una din idei a fost, comun acceptată de echipa de vânzări, a fost: acum au nevoie mai mult decât oricând de materiale de calitate. Ei vânzând materiale de construcții top level. Oare asta vrea clientul? Întreabă, dar de ce credeți că vrea asta? Pe acum trebuie să construiască mai bine ca oricând, pentru că viitorul cumpărător va fi mult mai pretențios. Serios? Ce vrea în realitate vânzătorul de materiale de construcții, pardon, antreprenorul de pe șantier, cel care are șantier? Este foarte simplu. Va vrea să profite de această situație și să cumpere materiale de construcții cât mai ieftine. Așa cum le cumpăra în 2010. Nu are niciun gând să dea el mai mulți bani acum pe materiale. Nu, asta ți-ar place, ți-ar plăcea ție, ca vânzător. Ce i-ar plăcea lui? E foarte simplu. Să fie cât mai ieftin. Bun. Ce recomandări am? 1. Faceți analize pe categorii de clienți. 2. Discutați, purtați discuții non-vânzare și faceți chestionare cu clienții. Nu există persoană pe pământul ăsta care să vă dea sfaturi mai bune despre ce aveți de făcut în domeniul vostru decât proprii voștri clienți. Oricât, și aici o să vă dau un exemplu personal, oricât de tare, cred eu, în întâlnirea față în față, în 30 de ani de muncă în vânzări, mi-am făcut întrevederile față în față. În 15 ani de când sunt și trainer, mi se pare că nu există loc mai bun în care să înveți pe cineva ceva decât în sală. Pentru că numai acolo poți să te uiți la el, să-i vezi reacțiile, să-i răspunzi, să-i urmărești reacțiile ulterioare după ce a primit răspunsul și bla 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 bla. Problema este că tocmai am discutat ieri dimineață cu un client care mi-a zis: știi, mai avem o sesiune de făcut din programul X. Fii atent. Ia înregistrează-mi tu video, că eu nu mai vreau să strâng oamenii în același loc. Mă costă prea mult să-i deplasez. Clientul meu m-a învățat ce trebuie să fac ca să pot continua. Deci, analizați pe categorii, discutați, purtați discuții de tip non-vânzare cu clienții, pui mâna pe telefon, dai 10 telefoane astăzi la prospecți și clienți, 10 telefoane mâine, 10 telefoane poi mâine, vineri îți faci o listă cu care au fost cele mai des primite răspunsuri, ce se așteaptă clienții de la noi și după aceea trecem la pasul următor. Și anume, acceptă, adaptează-te, acceptă ce vrea piața de la tine. S-a întrerupt. Vezi că s-a întrerupt, acum e gata. Merge? Georgian scrie încă o dată, dacă merge, scrie da. Bun. Oricum, sper în clemența voastră, pentru că este foarte greu să prezint și fără imagine. Deci, după ce că nu suntem în sală, nici imagine pe laptop nu pot să am. Revenind. Adaptează-te. Ok?
Și anume, puneți întrebarea ce trebuie să schimb eu la mine ca să-i satisfac nevoile clientului. Dragilor, întotdeauna de mii de ani de când se face comerț, vânzătorul s-a adaptat la piață. Prea rar piața la vânzător. Ok? Prea rar, și când zic prea rar înseamnă poate am 5 exemple în 1000 de ani. Dragilor, de câte ori se schimbă condițiile de piață, de atâtea ori trebuie să te schimbi tu ca vânzător. Cerere și ofertă. Ok? Ce înseamnă să te schimbi? Înseamnă să ai în vedere toate lucrurile, toate activitățile pe care tu le ai în firmă. Nu există activități în firmă pe care le poți face diferit, schimbate, și activități care să rămână la fel. Dacă decizi să te adaptezi la ceea ce ai aflat din 10, din 20, 30, 40, 50 de discuții cu clienții, ai aflat de la ei că ar trebui să faci. Adaptarea asta trebuie să se vadă în toate activitățile tale. Vezi ce schimbări de imagine trebuie să faci, ce schimbări de marketing, ce schimbări de ofertă, ce schimbări de canale de comunicare, ce schimbări de preț, ce schimbări de termene de plată, ce schimbări de condiții de lucru cu clienții. Ok? Acum, foarte mare atenție la două aspecte când vorbim de schimbare. Cel mai mare dușman în etapa asta este vanitatea ta. Ne intră în cap că suntem specialiști și atot cunoscători pe domeniul nostru, atât de tare, încât avem senzația că nimeni nu mai are mai multă dreptate decât noi. Vă dau iarăși un exemplu personal, o să vă dau sute de exemple de pe la client, dintre clienții mei, dar am să vă dau tot un exemplu personal. Mie mi-a intrat iarăși foarte tare în cap că eu fac seminarii, n-ai față, fac numai seminarii față în față. Ba chiar sentimentul era întărit de alți concurenți de-ai mei. La un moment dat, chiar am fost foarte mândru când am văzut un comentariu pe wall-ul unuia dintre cei mai mari speaker, dar care lucrează din ce în ce mai mult online, care scria unui client: dacă vrei video training, ești binevenit pe platforma mea, dacă vrei față în față, lucrează cu Bogdan, că e cel mai bun în domeniul ăsta. De ce spun că eram chiar foarte mândru de chestia asta, că se știa pe piață, domnule, dacă vrei cu Bogdan să lucrezi, îi fac față în față. Însă am avut norocul să-l cunosc pe Cătălin de la Blitz Imobiliare. Și entuziasmul lui, insistența lui, tenacitatea lui, m-au convins să fac primul webinar din viața mea cu echipa lui. Și am constatat, spre surprinderea mea, că oamenii învață foarte bine și prin intermediul webinarului. Și era doar vanitatea mea că mai bine decât să înveți în sală nu există. Dragilor, în momentul în care constatați că pe piață clientul vrea altceva, dar mintea voastră vă spune nu mă cobor eu la nivelul ăsta sau nu fac eu așa ceva, este numai vanitatea cea care te întreabă. Și al doilea lucru, foarte important când vine vorba de adaptare, un lucru mult mai simplu de înțeles este următorul. Dacă nu îi oferi tu ce vrea clientul, nu îi oferi tu clientului ce vrea, o să-i ofere concurența ta imediat. Foarte simplu. Cei care acum 10 ani lucrați în vânzări, în perioada aia 2009-2010, imediat după criza financiară din 2008-2009, vă amintiți că 90% din negocierile de contracte se desfășurau în felul următor. Îmi dai prețul mai mic, bine lucrez cu tine, nu? Pa! Și mulți ziceam, da, nu ne coborâm noi la așa ceva, eu nu-mi scad prețurile. Nu e nimic, întotdeauna, dar întotdeauna, se găsea un alt concurent ca să zică, și eu îți dau cu 20 de lei mai ieftin. Punct. Dragilor, adaptează-te la ce vrea clientul, adaptează-te la ce cere piața. Pentru că dacă nu o faci tu, o va face concurența ta. Bun. Recomand. 1. Flexibilitate și curaj. 2. Organizați-vă ceea ce noi numim un war room. Strângeți-vă toată firma sau partenerii
într-o cameră, discutați toate informațiile primite de la client, discutați modificările pe care trebuie să le faceți și faceți-vă un plan de luptă. Recomandarea 3, trecem la pasul următor. Antrenează. Dragilor, și ăsta este un aspect iarăși foarte important. Antrenamentul. În momentul ăsta apar tot felul de, o să descoperiți tot felul de lucruri noi pe care trebuie să le faceți și pe care înainte nu le făceați. Nu le făceați pentru că nu știați, nu le știați, nu le făceați pentru că nu se cereau de către client. Sau nu le făceați fiindcă o duceați destul de bine și vanitatea era mare. Cum scrie chiar dimineața, am văzut un comentariu pe Facebook, pentru mai puțin de 1000 de euro nu mă dau jos din pat dimineața. Ok, bun. Acum însă va trebui să te dai jos din pat dimineața și pentru mai puțin de 1000 de euro. Deci va fi o activitate nouă pentru tine. Cum te dai tu acum jos din pat pentru bani mai puțin? E, toate activitățile astea noi, dragilor, trebuie învățate. Întreabă-te ce trebuie să faci ca să fii mai bun sau cel mai bun în noile condiții de piață. Și când zic lucrul ăsta, dacă ai hotărât să faci niște schimbări de imagine, învață lucruri noi despre cum îți construiești imaginea a ta și a companiei. Dacă ai hotărât să faci schimbări în comunicare, învață asta. Dacă ai hotărât să-ți apelezi clienții prin alte canale de comunicare decât telefonic, video, WhatsApp și așa mai departe, învață un limbaj adecvat vânzării prin noile canale de comunicare. Dacă ai hotărât să renegociezi contractele pe care le ai cu furnizorii, înainte de a te apuca să renegociezi contractele pe care le ai cu furnizorii, pune mâna și învață ceva despre negociere. Pentru că dacă ai să înveți niște... Ești vânzător. Știi niște tactici aferente vânzătorului, dar tacticile de cumpărare ale părcezilor sunt diferite. Pui mâna pe un manual și înveți tactici de negociere din poziția de achizitor. Și ai să vezi că acea învățare, acele tactici, când le vei folosi cu alți vânzători, tactici care nu ți-au plăcut când erai pe partea de alta baricadei ca vânzător, au efect. Sau invers, te hotărăști să răspunzi tuturor cererilor furnizorilor, clienților tăi, de renegocierea condițiilor contractuale. Probabil unii dintre investitori, dintre antreprenori, dintre constructori, dintre cei pe care, ale căror apartamente le vindeți, or să vă cheme la renegocierea comisioanelor. Pune mâna și învață când te duci acolo, pentru că diferența dintre 2% și 2,5% pe vreun an de zile de aici înainte înseamnă 10.000 de euro. Ok? Același lucru dacă vă hotărâți să folosiți canalele online. Dacă te vei hotărâ, spre exemplu, să faci prezentări video ale apartamentului. Am văzut chiar săptămâna trecută cineva, o tânără domnișoară, prezenta un apartament filmat cu telefon. Un dezastru. Deci nu avea niciun fel de habar despre cum ar trebui realizat lucrul ăsta. În afară de faptul că nu și-a pus problema nici măcar ce se vede, o bidină rămasă pe jos, o coadă de mătură, hârtie igienică terminată în baie. Dragilor, dacă nu învățăm să facem lucrurile cum trebuie, închipuiți-vă această fată că va continua să facă lucrul ăsta și va munci pentru un apartament, 2, 3, 4, 5 și le pun online. După care o să zică, nu funcționează prezentările video ale apartamentelor, pentru că eu uite, de exemplu, de când le-am făcut, nimeni nu vrea să le vadă. Da, nimeni nu vrea să le vadă, pentru că nimeni nu vrea să vadă sulul de hârtie igienică terminat. Nimeni nu vrea să vadă în casa aia o coadă de mătură și un făraș rămase căzute pe jos și nimeni nu vrea mai ales să vadă ție când pantofii, când mâna, când fața ta, când perdelele, când iar apartamentul, când o filmare din care nu înțeleg camera respectivă, dacă e mare sau e mică. Învățați. Iarăși trebuie să învățate noile aplicații. Uitați-vă că deși e atât de greu să le înveți. M-am întâlnit cu Alex online ieri de 2 ori și azi dimineață la ora 10:30 și cu toate astea, în momentul în care am pornit emisiunea, am avut ratări.
Nici aplicațiile nu sunt cele mai bune, dar nici noi nu știm să le folosim corespunzător, astfel încât să nu pierdem atenția clientului și mai ales încrederea clientului. Mare atenție când spun antrenează-te. Dragilor, puteți pierde mulți ani din viață și foarte mulți bani crezând că știți ce aveți de făcut și ce și cum trebuie făcut. Puteți să preluați acum, din grabă, o greșeală pe care să o porți cu tine 2, 3, 4 ani de zile, timp în care fiecare dată când faci greșeala respectivă, pierzi bani sau pierzi clienți. Ce recomand? Spune nu lăutăriei. Adică, păi eu nu mă pricep, nu știu să fac, nu știu nimic despre webinarii, dar n-am nimic împotrivă să mă așez în fața voastră în dimineața asta și să fac pe deștept. Nu, dragilor, dacă vreau să țin un webinar, am bun simț și citesc despre webinar, fac exerciții, mă înregistrez, văd cum merge, mă ascult, exersez din nou și întreb pe cei care au mai făcut așa ceva. Dacă nu poți să o faci singur, angajează-ți un trainer, un coach, un consultant. Nu te gândi cât te costă antrenorul respectiv azi, 1000 de euro, gândește-te cât o să te coste dacă repeți greșeala de acum până de Revelion. O faci de fiecare dată. Este de ajuns să pierzi doi clienți, în cazul imobiliarelor, mai ales unde sumele sunt mari, este de ajuns să pierzi din cauza acelei greșeli 2-3 clienți și înseamnă deja o pierdere de 10, 15, 20 de ori mai mare decât ai fi plătit să ai un coach personal, un coach de business care să stea lângă tine, să-ți vadă prezentările și să-ți dea feedback. Și bineînțeles, pasul 3, adică a treia recomandare, trecem la pasul următor. Acționează. Acțiune în astfel de situații, dragilor, are puterea de a-ți reduce frica. În momentul în care începem, de aia și reacția de fight este una din reacțiile preferate de organism, pentru că în momentul în care începe să... scuzați o secundă, vă rog eu, că trebuie să țin legătura online. Așa. Bun. În momentul în care acționezi să lupți, chiar dacă ești în inferioritate, îți se reduce starea de frică. Cei care au făcut bungee jumping pentru prima oară știu că frica nu strice de capăt ce sari. Acționează. Bun. Și când spun acționează, faci un plan de acțiune bazat pe ce ai aflat de la clienții tăi, din ce ai văzut că își doresc ei, ce poți tu să faci, ce ești dispus să faci și pune sub forma unui plan de acțiune. Fă-ți ție și oamenilor tăi un to-do list zilnic. Mai ales dacă ai trimis oamenii acasă, nu te aștepta că vreunul dintre ei o să vină, o să stea acasă cu gândul doar să facă ceva. Ok. În cazul vostru sunt de acord că majoritatea sunteți vânzători comisiuni sau antreprenori de felul vostru și mai aveți chef de făcut câte ceva. Dacă însă ai angajați, să știi că ăia nu-i sunt, nu-i apucă cheful de muncă. Fă-le tu un to-do list. Și acționează acum, masiv și curajos. Vă atrag atenția!